După ce la 1 martie conducerea organizației județene a PMP Constanța a dizolvat Consiliul Executiv al organizației din Megidia. Astăzi membrii fostei conduceri și-au anunțat demisia și din calitatea de membri ai partidului. Aceștia au precizat și că majoritatea colegilor de la nivel local vor demisiona în bloc. Fosta conducere a organizației locale Megidia a Partidului, Mișcarea Populară, consideră abuzivă decizia Consiliului Executiv Județean Constanța. Aceasta a menționat și că acuzațiile președintelui Claudiu Palas cu privire la asocierea sa cu gruparea Mazăre Constantinescu sunt cel puțin rizibile. Lucru pe care îl demonstrează prin numărul mare de membri ai PMP Megidia și de semnături strânse pentru susținerea candidaturilor lui Cristian Diaconescu și a Elenei Udrea la președinția României. Domnule Bocanu, considerați justă decizia Consiliului Executiv Județean de demitere a Consiliului Executiv Local Megidia? Nu, întrucât nu s-au ținut cont de toate acțiunile noastre din ultimii 2 ani, de fapt de la înființarea organizației PMP Megidia. Și consider că Claudiu Palas, abuziv, a destituit Consiliul Executiv a filialei noastre. Este adevărat că membrii ai PMP Megidia sunt prieteni cu gruparea Nicușor Constantinescu Radu Mazăre? Nu am cunoștință de așa ceva. Acuzația lui domnul Claudiu Palas, cum că președinte, eu adică aș fi colaborat cu gruparea Mazăre Constantinescu, nu este adevărată. Sunt un simplu angajat la o firmă, al chipurile al lui domnul Mazăre, sunt un simplu agent de pază. Veți rămâne în viața politică? Da, cred că da, chiar dacă sunt dezamăgit în momentul de față. Au existat și zvonuri că și alți membri ai PMP Megidia vă vor urma. Da, pentru că eu am constituit organizația de la Megidia. Oamenii au crezut în principii, în valori. De la înființare, noi am ieșit în Megidia cu proiectul nostru care implica pe imaginea și numele primarului de la Peștera, domnul Valentin Vrabie. Altfel nu puteam să creștem ca număr și proiectul nostru a fost ca domnul Valentin Vrabie să-l aducem primar în Megidia. Doar că domnul Claudiu Palas dorește ca domnul primar să intre în rândurile Partidului Mișcarea Populară, ceea ce domnul Valentin Vrabie nu dorește, vrea să fie independent. Noi ne-am dorit să vină și l-am susținut, chiar independent fiind, pentru că dânsul are o imagine bună în Megidia, oamenii știu ce realizări a avut la Peștera și ne vom continua să-l susținem pe domnul Valentin Vrabie, indiferent de deciziile pe care le vom lua ulterior. Considerați problematică apariția unui primar în fruntea unei localități susținut de un partid, chiar dacă este independent? Nu. Pentru că un primar independent nu se supune unui partid. Un partid poate să impună unui primar independent să respecte o disciplină. Un primar reprezintă comunitatea locală și reprezintă interesul cetățeanului. Partidul are și altfel de interese. Noi am considerat că PMP-ul este un altfel de partid. Nu s-a schimbat nimic. PMP-ul este la fel ca celelalte partide vechi. Membrii fostului Consiliu Executiv Local al PMP Megidia au mai declarat că la Constanța, în partid, respectul pentru oameni a devenit un concept gol de conținut, fiind înlocuit de dictatura personală a președintelui organizației județene Constanța, Claudiu Iorga Palaz.